Doamnelor și domnilor, bună dimineața, bun găsit la știri. A început numărătoarea inversă pentru evaluarea executivului. Cu trei miniștri plecați din funcție înainte de marele test, în mai puțin de o săptămână, premierul decide dacă cabinetul pe care îl conduce rămâne în actuala formă. Iar nemulțumiri sunt și din partea PSD și din partea liberalilor. Mai multe ne spune colega mea, Gabriela Mihai. Bună dimineața, Gabi! Bun găsit! Astăzi sunt 7 luni din momentul în care a fost învestit actualul executiv condus de premierul Nicolae Ciucă, iar până la finalul acestei luni mai sunt doar 5 zile, iar la finalul lunii știm că premierul Nicolae Ciucă trebuie să facă o evaluare a miniștrilor aflați în cabinetul său. Am văzut ultima plecare din cabinetul condus de Nicolae Ciucă în persoana ministrului Agriculturii Adrian Chesnoiu, cel care are probleme penale în aceste momente și acesta și-a dat demisia din funcția pe care o deține, funcția lui fiind preluată interimar de Sorin Grindeanu. Pe de altă parte, știm că urmează această evaluare în contextul în care vedem că există mai multe nemulțumiri. Mai exact, în primul rând, social-democrații sunt nemulțumiți de Virgil Popescu, ministrul energiei, este ministru venit din partea Partidului Național Liberal și am văzut că liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, în urmă cu câteva zile, spunea că Virgil Popescu nu mai are foarte mult timp, pentru că, ne reamintim, Virgil Popescu era unul dintre miniștrii care ar fi trebuit să vină cu o analiză și cu verificări în cazul companiilor care vând carburanți, combustibil. Ei bine, nu a făcut Ministerul Energiei această analiză, este în lucru la ANAF. Și, bineînțeles, că liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, s-a arătat total nemulțumit de Virgil Popescu în mai multe rânduri. Pe de altă parte, vedem că sunt nemulțumiri și în tabăra liberală, însă în tabăra liberală, desigur, nemulțumirile sunt la adresa unui ministru social-democrat, adică la adresa ministrului Finanțelor Publice, Adrian Căciu, pentru că, în opinia lor, este cel care, de altfel, trebuie să vină și cu propuneri pentru modificarea codului fiscal și am văzut că au fost contre aici, iar între social-democrați și liberali. Așadar, vedem că sunt nemulțumiri, cel puțin în privința a doi miniștri din executiv. Vom vedea însă cum va considera premierul Nicolae Ciucă că va putea face această evaluare care până la urmă depinde în primul rând despre toate țintele pe care trebuie să le atingă miniștrii în privința Planului Național de Redresare și Reziliență. Mulțumesc, Gabi. Prețul tot mai mare la carburanți scoate românii în stradă. Șoferii din toată țara continuă să protesteze împotriva creșterii prețului la combustibil. Agitație și multă nemulțumire au fost și la Sibiu, acolo unde zeci de șoferi au blocat pompele. La sfârșitul săptămânii viitoare se anunță un protest național la care ar putea participa sute de mii de șoferi. La Sibiu, șoferii au mers în coloană cu claxoanele pornite până la una dintre benzinăriile cunoscute din Sibiu, în semn de nemulțumire față de măsurile luate de guvern. Iar la pompă, protestatarii alimentează cu 50 de bani, exact suma anunțată pentru compensarea litrului de benzină și motorina, în condițiile în care litrul de carburant se tot apropie de 10 lei, o creștere uriașă față de începutul anului, când prețul combustibilului nu depășea 6 lei pe litru. În schimb, în capitală, Diana Șoșoacă a decis să protesteze și ea, însă printr-o horă cu chiuituri. Protestele de zilele acestea sunt doar încălzirea pentru ce va urma pe 30 iunie, când este așteptat un eveniment de amploare cu peste 200.000 de persoane. Compensarea litrului de carburant cu 50 de bani aduce nemulțumiri și în rândul companiilor petroliere. Reprezentanții acestora cred că vor ajunge în aceeași situație ca a furnizorilor din energie, care nu și-au primit banii de la stat la timp.
Deși petroliștii au doar de câștigat din majorarea frecventă a prețului la pompă, se pare că măsura compensării cu 50 de bani pe litru îi nemulțumește din cale afară. Companiile petroliere nu au avut o reacție oficială până acum, pentru că așteaptă ca guvernul să facă public modul în care se va aplica mecanismul. Însă aceștia se tem că ar putea avea aceeași soartă ca furnizorilor de energie, care au fost nevoiți în unele situații să suporte cheltuierile din bani proprii până la primirea fondurilor de la stat, ceea ce i-a obligat, spun ei, la împrumuturi către bănci. Premierul Nicolae Ciucă a declarat că este vorba despre un pachet de compensare în valoare de 2 miliarde de lei, jumătate din acești bani urmând a fi asigurați de la bugetul de stat. Până la detalii concrete despre aplicarea sistemului de compensare, companiile petroliere spun că măsurile luate ar trebui să fie și pe placul lor. Până la detalii concrete despre aplicarea sistemului de compensare, companiile petroliere spun că măsurile luate ar trebui să fie și pe placul lor. Incident șocant la Brașov, o tânără a fost pusă la pământ în plină stradă după ce a fost luată la pumn de un bărbat. Mai mulți oameni au asistat la întreaga scenă fără ca cineva să intervină. Polițiștii ajunși la fața locului au deschis dosar penal pe numele agresorului. Incidentul s-a petrecut chiar în centrul Brașovului, în apropiere de primăria orașului. În imagini se vede cum o femeie de 33 de ani este lovită cu sălbăticie de către un individ și cade la pământ. Din informațiile martorilor, mai mulți bărbați ar fi încercat să le curteze pe tinere, iar unul dintre ei ar fi devenit agresiv după ce a fost refuzat. După prima lovitură, fata s-a ridicat și a încercat să-și ia prietena și să plece, însă a urmat a doua lovitură, în care victima se lovește puternic cu capul de asfalt. Oamenii nu au intervenit pentru a aplana scandalul, însă au sunat la 112. În urma apelului, mai multe echipaje de poliție, jandarmi și o ambulanță s-au deplasat la fața locului. Agresorul însă a fugit. Tânăra a refuzat transportul la spital, dar membrii asociației ASUM spun că aceasta va scoate certificat medico-legal și va depune o plângere. Polițiștii brașoveni au deschis un dosar penal pentru lovire și alte violențe pe numele bărbatului. Ordonanța dată de ministrul mediului privind împușcarea urșilor agresivi produce efecte. Un urs care a pătruns în grădina unui localnic din Comarnic a fost împușcat de autorități. Nicio persoană nu a fost rănită, însă tot mai mulți urși flămânzi și agresivi coboară în curțile oamenilor de la poalele munților și fac ravagii. De altfel, două mesaje roalert au fost date aseară în județul Prahova, care anunțau prezența animalelor. Cazurile cu urșii flămânzi care ajung în gospodăriile localnicilor sunt tot mai dese, însă din fericire există și un cadru legislativ care poate fi aplicat în cazul animalelor agresive. Împușcarea urșilor agresivi este posibilă ca urmare a ordonanței de urgență promovată anul trecut de ministrul mediului Tanțoș Barna, cu scopul de a proteja cetățenii de atacurile animalelor. Aseară, un echipaj de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Prahova s-a văzut nevoit să aplice această măsură după ce s-a deplasat într-o gospodărie din localitatea Comarnic, unde a fost semnalată prezența unui urs agresiv care nu s-a speriat nici măcar de câinii care lătrau puternic. Pentru că animalul era de necontrolat, echipajul a decis să-l împuște. La scurt timp, tot din cauza a doi urși agresivi care se plimbau liber prin localități, au fost date mesaje ro-alert, unul în Breaza, iar celălalt în Bușteni. Aici un animal dădea târcoale unui supermarket. Oamenii sunt sfătuiți ca, în cazul în care au parte de întâlniri neașteptate cu urșii, să evite contactul cu animalele sălbatice și să anunțe autoritățile. Tragedie la Târgu Jiu. Un bărbat a murit înecat într-una dintre cele mai cunoscute piscine din oraș. Din păcate, victima a fost observată târziu, astfel că nu a mai putut primi ajutor. Cazul se află acum în atenția polițiștilor, care au deschis dosar penal. Atenție! Vă avertizăm că urmează detalii și imagini cu un puternic impact emoțional. Ceea ce trebuia să fie o zi de distracție s-a transformat într-una de coșmar pentru un bărbat în vârstă de 40 de ani din Târgu Jiu, care și-a găsit sfârșitul la piscină. Autoritățile au fost alertate de o persoană care a anunțat un posibil înnec. E unul aceea! Un băiat, uite, stui cam de mult aceea!
Până la venirea salvatorilor, clienții s-au mobilizat pentru a-l scoate pe bărbat de pe fundul bazinului. Tot ei au fost și cei care i-au acordat primul ajutor. Pe piept, pe piept, mai întoarce limber. Hai, cine mai face? Cine știe? Gata. La scurt timp după apel, la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție și un echipaj medical, care a efectuat manevrele de resuscitare, însă fără succes. Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. O explozie puternică a tulburat liniștea orașului Gorjan Turceni. Pompierii au avut de evacuat un bloc întreg după ce o butelie a sărit în aer. 3 persoane au fost rănite și au ajuns la spital, iar alți 3 copii care se jucau în fața blocului au primit îngrijiri medicale de urgență. Ce avea zăpadă pe interior să topi, he? Mamă, cum e zăpadă asta. Explozia a avut loc la etajul 3 al unui bloc din Turceni. Potrivit celor de la ISU Gorj, au fost 3 persoane rănite. Un adult aflat în locuința afectată, care a suferit o arsură la picior, soția acestuia, care a făcut un atac de panică, și o vecină, care a căzut pe scări. Proprietarul și vecina care a căzut au fost transportați la spital. Îngrijiri medicale au primit și 3 copii care se jucau în fața blocului și care au fost atinși de cioburi. La fața locului au intervenit 3 autospeciale de stins incendii de la secția de pompieri Turceni, un echipaj smurd, 2 ambulanțe, dar și o autospecială cu scară sosită de la Târgu Jiu. Totul a pornit de la o instalație de butelie. Din fericire, în ciuda sperieturii, nu au existat victime. Nu scăpăm de caniculă. După căldura din ultimele zile, meteorologii anunță alte zile toride, însă perfecte pentru un weekend pe litoral. Zile calde, zile călduroase, aș putea spune, dar nu lipsite de instabilitate atmosferică. Astfel, astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 26 și 33 de grade. Pentru ziua de duminică, cum spunea, vreme în continuare călduroasă, cu maxime cuprinse în general între 27 și 32 de grade. O vreme instabilă și pe parcursul acestei zile, cu norări temporare accentuate. La fel de călduros se anunță și începutul săptămânii viitoare. Începutul de săptămână, tot așa, cu vreme călduroasă, atât pe parcursul zilei de luni cât și marți. Maxime cuprinse în general între 28 și 34 de grade pentru ziua de luni și maxime cuprinse în general între 29 și 36 de grade pentru ziua de marți. Și cei care au ales să-și petreacă weekendul la mare au parte de o vreme bună, ne anunță meteorologii. Pentru cei care vor petrece weekendul pe litoral, o vreme frumoasă, caldă, atât pe parcursul zilei de astăzi, cât și pentru ziua de mâine, iar apoi de luni încolo, bineînțeles, cu vreme lipsită de precipitații și în aceste zone. Vouchere de vacanță, ele reprezintă un sprijin pentru angajați, mai ales acum, în sezonul estival, dar și un motor important de promovare a destinațiilor turistice. Asta consideră reprezentanții din turism. În mai puțin de o săptămână, tichetele de turism emise pentru anii trecuți vor expira, însă pentru anul acesta românii au la dispoziție în plus alte noi tichete în valoare de 1450 de lei. Cei din zona de stat au fost astfel impulsionați să își cunoască țara, să viziteze România. Și avem o țară care trebuie cunoscută, vizitată, și cu siguranță toți acum pot să spună că au vizitat România, au vizitat destinațiile turistice, pentru că discutam în anii anteriori cu persoane care mai vizitaseră stațiunile balneoclimaterice sau litoralul românesc de zeci de ani, sau erau persoane care nu văzuseră niciodată litoralul românesc. Și acum au avut posibilitatea datorită tichetelor de vacanță. Reprezentanții din turism spun că voucherele de vacanță au ajutat la reducerea evaziunii fiscale în turism, refacerea forței de muncă, reducerea concediilor medicale și relansarea turismului intern. Automat că au devenit interesante și pentru turiștii străini. Până la urmă, ele sunt un motor al menținerii unei calități a turismului și sunt un motor tichetele vacanțe și pentru angajați. Să nu uităm că datorită lor, angajații sunt cei care, pe lângă faptul că au o vacanță, nu mai folosesc pastile, nu mai folosesc atât de multe, pentru că se duc în zonele balneoclimaterice și atunci
sănătatea lor se îmbunătățește. Tichetele de vacanță se bucură de succes în rândul angajaților, așa încât în 2022 vor fi emise vouchere în valoare de 350 de milioane de euro. Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a discutat despre obiectivele României la summitul NATO de la Madrid de la sfârșitul acestei luni. Prezent în platoul B1 TV, Aurescu a precizat că țara noastră a cerut ca în noul concept strategie Rusia să fie trecută drept principală amenințare pentru alianță, iar flancul estic al NATO să fie întărit. S-a stabilit ca țintă pentru acest summit de săptămâna viitoare declanșarea unui proces de transformare accelerată a NATO, în așa fel încât, pe termen lung, postura de descurajare și apărare a Alianței Nord-Atlantice, mai ales pe flancul estic, să fie consolidată. Să fie consolidată și eficientizată. Pe lângă măsurile de consolidare a descurajării pe flancul estic, summitul este foarte important și pentru că va adopta un nou concept strategic al NATO. Se adaugă și o serie de alte documente importante, un raport privind descurajarea și apărarea, care detaliază măsurile despre care am amintit, o declarație politică a summitului care va sumariza cele mai importante decizii care se vor lua, decizii referitoare la sprijinul pentru parteneri, pentru că e foarte important de conștientizat faptul că dacă întărim reziliența partenerilor alianței și reziliența noastră este mai puternică, se vor adopta pachete de sprijin pentru Ucraina, de exemplu, pentru alți parteneri, inclusiv din vecinătate. Bogdan Aurescu a explicat și care a fost contribuția României la noul concept al alianței. Poziția României, încă de la începutul acestui exercițiu de alcătuire a noului concept strategic, trebuie să plece de la realitatea din teren. Realitatea din teren este cea pe care o cunoaștem, și anume faptul că există un război de agresiune, o invazie ilegală, neprovocată, nejustificată, din partea Rusiei, împotriva unui stat suveran, la un atentat la adresa integrității sale teritoriale, și din acest punct de vedere, în noul concept strategic, România a urmărit să fie trecut acest aspect, și anume că Rusia este principala amenințare directă la adresa securității euroatlantice. Bogdan Aurescu a mai precizat că România a insistat pe importanța protejării zonei Mării Negre și pe consolidarea flancului estic. McDonald's e bună de plată în Franța pentru că și-a micșorat din pix profitul ca să plătească cât mai puține taxe, o practică pe care multinaționalele o folosesc și la noi, doar că autoritățile noastre închid ochii. Peste 1,2 miliarde de euro trebuie să plătească lanțul de restaurante fast food autorităților franceze pentru că a încercat să păcălească statul, micșorând profitul prin tot felul de tertipuri contabile. Astfel, compania a făcut o înțelegere cu procurorii francezi pe numai puțin de 1,245 de miliarde de euro ca să scape de amenzi mai mari sau chiar de dizolvare judiciară. Însă lanțul de restaurante și Franța sunt doar un exemplu în marea de multinaționale de peste tot din lume care procedează la fel. Însă dacă în statele occidentale sunt depistate și amendate, la noi fiscul pare să nu aibă nicio problemă. Potrivit avocatului Gheorghe Piperea, optimizarea sau mai bine zis evaziunea fiscală practicată de multinaționale este principala cauză a încasărilor reduse ale veniturilor bugetare peste tot în lume, principalul motiv de deficit bugetar și pricina reală pentru care statele se împrumută. Asta în condițiile în care România se împrumută deja cu dobânzi de 9%. În timp ce fiscul închide ochii, favorizează fenomenul optimizării evaziunii fiscale a multinaționalelor, în timp ce politicienii le fac cadou facilități și portițe de evadare, în timp ce instanțele se fac preș la picioarele băncilor, industriei farma, giganților tech, hipermagazinelor, fiscul declanșează prigoana contra cetățenilor care adună de zeci de ani ban pe ban și active cumpărate, edificate portieră cu portieră sau zid cu zid, scrie avocatul Gheorghe Piperea. Potrivit acestuia, în fiecare an așa numită optimizare fiscală a corporațiilor privează statul român de 9 miliarde de euro. Sunt peste 350.000 de societăți, inclusiv corporații, care declară pierderi de cel puțin 15 ani cumulat. Aceste pierderi depășesc 30 de miliarde de euro, după cum arată raportul BNR de anul trecut. La noi însă fiscul are alte îndeletniciri. A găsit 500.000 de români răuplatnici, români care urmează să fie controlați și impozitați pentru sume nedeclarate de 20 de miliarde de euro.
Încasările pe aceste sume ar ajunge la 2 miliarde de euro. Însă și aici, doar pe hârtie. Pentru că, după cum preconizează avocatul Gheorghe Piperea, vom avea întâi 500.000 de procese și abia apoi vom vedea ce mai poate încasa statul. Iar între timp mai trec niște ani în care multinaționalele mai trag câteva zeci de miliarde. Averea și puterea afișate de multinaționale nu sunt sancționate în România. Când e vorba de cetățeni, însă, lucrurile nu stau la fel. De fapt, pentru fisc, suntem toți suspecți de fraudă fiscală. Toți minus corporațiile multinaționale. Conchide avocatul. Fostul primar al sectorului 5, Cristian Popescu Piedon, în prezent încarcerat la penitenciarul Rahova, a câștigat primul proces în dosarul colectiv. Mai multe detalii în câteva clipe. Rămâneți cu noi. Fostul primar al sectorului 5, Cristian Popescu Piedon, în prezent încarcerat la penitenciarul Rahova, a câștigat primul proces în dosarul colectiv. El a depus contestație în instanță pentru a fi ridicat sechestrul pe avere și a avut câștig de cauză. Cristian Popescu Piedone, fost primar al sectoarelor 4, apoi 5, a solicitat în instanță ridicarea sechestrului pe o casă și 5 mașini de epocă. Sunt bunurile sale cu care a acoperit o cauțiune de 1,5 milioane de lei din anul 2015. După ce instanța l-a exceptat de la plata daunelor pentru victimele incendiului de la colectiv, Piedone a cerut ridicarea sechestrului și a avut câștig de cauză. Familia lui Piedone va putea revendica mașinile de epocă, printre care un Cadillac, un Oldsmobile și un Mercedes, dar se poate folosi și de imobilul aflat până acum sub sechestrul procurorilor. De asemenea, statul este obligat să plătească și cheltuielile de judecată. Pe 12 mai, Cristian Popescu Piedone a fost condamnat de Curtea de Apel București la 4 ani de închisoare pentru abuz în serviciu, pedeapsă scăzută la jumătate față de condamnarea de 8 ani și 6 luni de închisoare cât luase la Tribunalul București. Pe lângă scăderea la jumătate a pedepsei, Piedone a fost scos și de pe lista inculpaților care trebuie să plătească daune de 10 de milioane de euro către victimele incendiului. Un primar din Gorj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru mai multe fapte de corupție. Edilul e suspectat că a primit șpagă pentru a face angajări în cadrul instituției publice. Anul trecut, un asistent medical l-a denunțat după ce acesta i-ar fi cerut câteva mii de euro, dar și vin, totul pentru a-l angaja la primărie. Nu este nicio acuzație, nu mă acuză de nimic. Drept și atât. Și voi fi în continuare. Procurorii, dar și locuitorii din Albeni, îl contrazic pe edilul localității de 35 de ani. Procurorii îl acuză pentru mai multe fapte de corupție, luare de mită, fals, instigare la fals și abuz în serviciu. Locuitorii din Albeni spun că pe internet au existat filmări în care primarul număra banii primiți pentru angajări, însă până în acest moment nu au fost luate măsuri. Concursurile au fost trucate oricum, toate. Să știe, și nu au fost filmări pe internet unde s-a văzut când număra și banii și alea, dar nu s-au luat nicio măsură până acum. În comună, toată lumea vorbește despre angajări pe șpăgi. Anul trecut, un asistent medical l-a denunțat pe primar după ce i-a oferit șpagă pentru a-l angaja în cadrul primăriei. Peste 3.000 de euro și 20 de litri de vin i-a cerut primarul pentru a-l angaja în funcție. Primarul fusese reținut inițial pentru 24 de ore, însă ulterior procurorii au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu a marcat ieri prima ediție din acest an. Pentru o perioadă de 10 zile, sibienii, dar și turiștii, se pot bucura de sutele de evenimente organizate în centrul Sibiului. În plus, anul acesta, tradiționalul foc de artificii din centrul orașului a fost înlocuit de un impresionant spectacol cu drone, fiind o premieră în istoria evenimentului. Participanții s-au putut bucura de o premieră în istoria festivalului. Un impresionant spectacol cu drone care au luminat cerul, acestea înlocuind celebrele focuri de artificii de la edițiile anterioare. Printre vizitatori se regăsesc și persoane care vin an de an la festivalul de teatru. Este foarte, foarte frumos, ne place vibe-ul, ne place când Sibiul respiră teatru. Am așteptat cu nerăbdare înapoi Fiți și ne bucurăm să fim aici.
deosebit, deosebit. A fost cu emoții, a fost foarte frumos. Sunt și turiști care au venit în Sibiu special pentru festival. Foarte frumos! Aș plăti oricând spectacol, dansul modern mi-a plăcut întotdeauna și mai vin în Sibiu, că suntem din Târgoviște. A fost un spectacol inedit, niciodată n-am mai văzut așa la Fiț, venim în fiecare an de obicei, dar a fost ceva inedit. Festivalul de la Sibiu este al treilea cel mai mare ca amploare în Europa și atrage anual 10.000 de turiști. Până pe 3 iulie, participanții la festival se pot bucura de spectacole de teatru, muzică, dans, film și expoziții. Dublul campion mondial David Popovici a fost decorat de președintele Klaus Iohannis cu cea mai înaltă distincție a statului român, Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler. Tânărul a fost premiat pentru performanțele sale de la Campionatul Mondial de Natație, unde a cucerit medalia de aur la probele de 100 și 200 de metri liber. Hai David, ultima lungime! David Popovici este campion mondial! Este campion mondial! Victorie uluitoare pentru David Popovici! Medalie de aur în cea mai importantă probă a natației mondiale! David Popovici, care s-a plasat în rândul celor mai buni sportivi ai lumii, va fi decorat cu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler pentru rezultatele și performanțele obținute la campionatele mondiale de natație, dar și pentru recunoașterea și aprecierea întregii activități sportive. Totodată, șeful statului a hotărât să-l decoreze și pe antrenorul Adrian Rădulescu, omul din spatele sportivului, cu Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler în semn de apreciere pentru excelența sportivă. Ceremonia de decorare a celor doi va avea loc la Palatul Cotroceni, însă la o dată care va fi comunicată ulterior. Nu este singurul premiu pe care îl va primi Popovici. Prim-ministrul Nicolae Ciucă a anunțat că executivul îl va premia pe notător cu suma de 1 milion de lei din fondul de rezervă al guvernului. De-a lungul campionatului mondial de natație, un singur sportiv reușise să câștige probele de 100 și 200 de metri liber de la aceeași ediție. Se întâmpla acum 49 de ani, iar cel care a bifat performanța se numește Jim Montgomery. După ce a strălucit și a făcut senzație la Budapesta, David Popovici va avea câteva zile de pauză. Apoi va participa la alte trei competiții importante, printre care și campionatul european de junior, care se va desfășura la începutul lunii iulie la Otopeni. Descoperire rară în Oceanul Pacific, unde un miliardar american a descoperit o epavă rară. Vedem împreună imaginile. Imediat, rămâneți cu noi. Descoperire rară în Oceanul Pacific, unde un miliardar american a descoperit o epavă. Nava s-a scufundat în urmă cu 77 de ani, în timpul celei mai mari bătălii aeronavale din istorie, iar până acum a stat nedescoperită la mii de metri adâncime. Epava distrugătorului american USS Samuel B. Roberts a fost descoperită la aproape 6.900 de metri adâncime în Marea Filipină. Este epava găsită la cea mai mare adâncime de până acum. În locul în care s-a scufundat în octombrie 1944, între flota americană și cea japoneză, a avut loc bătălia din Golful Leyte, cea mai mare confruntare aeronavală din istorie. USS Samuel B. Roberts este cunoscută pentru faptul că, în timpul acelei bătălii, a opus o rezistență eroică în fața unor cruci cișătoare grele japoneze. Nava a tras atât de mult încât în cele din urmă a rămas fără muniție. Potrivit datelor obținute de echipa care a descoperit epava, distrugătorul ar fi fost în cele din urmă lovit în partea din spate, după care s-a scufundat. 89 din cei 224 de marinari aflați la bord au murit atunci. Ceilalți au plutit în derivă timp de 50 de ore până când au fost salvați. Descoperirea îi aparține unei echipe formate de miliardarul american Victor Vescovo, un pasionat al explorărilor marine, care deține și un submersibil. El este cunoscut și pentru faptul că a fost prima persoană care a vizitat cele mai adânci puncte din cele 5 oceane de pe planetă. De asemenea, Vescovo a urcat pe cele mai înalte 7 vârfuri de pe cele 7 continente, iar recent s-a dus și în spațiu. Haos la granița Spaniei cu Marocul. Aproape 20 de migranți au murit și alte câteva zece au fost răniți în timp ce încercau să intre ilegal într-o enclavă spaniolă. Într-un final, sute de oameni au reușit să pătrundă pe teritoriul spaniol.
Aproximativ 2000 de marocani au luat cu asalt exclava spaniolă Melia, care este situată în Africa de Nord. Bilanțul făcut de autorități arată că cel puțin 18 migranți marocani au murit în urma violențelor cu forțele de ordine. Aceștia și-au pierdut viața asfixiați, zdrobiți sau după ce au căzut de la înălțime în încercarea de a sări gardul de la frontieră. Printre răniți se află și sute de agenți ai forțelor de securitate marocane. În urma asaltului, mai mult de 500 de migranți au reușit să sară un gard înalt și să pătrundă în exclava autonomă Melia. Cei mai mulți nu au reușit să treacă granița și au fost întorși din drum de către forțele de ordine. O asociație umanitară din Maroc a condamnat ferm reprimarea migranților de către forțele marocane și spaniole. Există o colaborare bună între autoritățile celor două țări, iar oficialii din capitala Rabat au afirmat că vor primi toate persoanele extradate de spanioli. În ultimii ani, exclavele spaniole din nordul Marocului, Melia și Ceuta, au atras ca un magnet migranți de origine subsahariană care voiau să ajungă în Europa. E alertă în capitala Norvegiei. Două persoane au fost ucise și 14 rănite într-un schimb de focuri de armă într-un club de noapte din Oslo. Momentan, polițiștii au reținut un suspect în acest caz. Cel puțin 14 persoane au fost transportate la spital, multe cu răni grave. Sunt datele oficiale ale poliției din Oslo. Din păcate, sunt și două decese înregistrate. Elicopterele au planat deasupra centrului orașului Oslo, în timp ce sirenele ambulanțelor și ale mașinilor de poliție se auzeau în tot orașul. Spitalul universitar din Oslo a declarat că a intrat în alertă roșie în urma împușcăturilor. Scena crimei s-a extins de la London Pub, în clubul de alături și mai departe pe o stradă din apropiere, unde suspectul a fost prins la câteva minute după ce au început împușcăturile. London Pub, situat în centrul orașului Oslo, este cunoscut ca fiind un club de noapte pentru homosexuali. Încă nu este clar care a fost motivul atacului. Oslo urmează să organizeze parada anuală Pride în cursul zilei de astăzi. Final de jurnal, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem cu alte informații la 10 fix. O dimineață frumoasă tuturor, pe curând!